Activitățile extrașcolare sunt la mare căutare, mai ales după 2 ani de pandemie. Astfel, copiii de la Școala Generală Constantin Negranu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au avut parte de un atelier de creație chiar în incinta bibliotecii I.G. Bibicescu, unde au putut crea mărțișoare din piele, dar și felicitări. N-am mai sărbătorit-o de ceva vreme și ar fi cazul să o sărbătorim din nou cu tradițiile noastre, să ne amintim din nou de mărțișorul nostru și să facem cu mâinile noastre mărțișoare. Bine, acum eu vreau ca voi să dați drumul imaginației, voi n-aveți de pastă, pur și simplu aveți acolo materiale, în funcție de inspirația voastră folosiți ceea ce aveți pe masă și creați. Acum că e o felicitare, că e un mărțișor, orice mintea voastră vrea să scoată la lumină, e binevenit. Asociația Meșterii Pielari din Comuna Șișești derulează activități în cadrul Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu cu scopul de a revitaliza tradițiile. Au loc diverse ateliere unde copiii cunosc tradițiile românești, precum și păstrarea acestora. Ce activitate desfășurați astăzi aici? Colaborăm de foarte mult timp cu Raftul Meșterilor Pielari din Șișești, Comuna Șișești, vestita Comuna Șișești, aceștia derulând activități în cadrul Bibliotecii Județene împreună cu copiii. Vrem ca să revitalizăm tradițiile, vrem să învățăm de fapt tradițiile noastre românești, să nu le uite și să le ținem încă vii. Astăzi confecționăm mărțișoare din piele, copiii fiind deosebit de încântați de această activitate, bine, ei au confecționat mărțișoare și în cadrul școlii pe care ni le-au adus astăzi pentru expoziție, însă astăzi vor confecționa un alt fel de mărțișoare. Ne bucurăm de fiecare dată când avem copii în biblioteca noastră, încercăm să-i ținem aproape de bibliotecă, să-i integrăm în activități noi, utile și să îi ajutăm să dezvolte anumite deprinderi practice și nu în ultimul rând să nu își uite tradițiile. Copiii de la Școala Generală Constantin Negranu au fost prezenți la un atelier de creație unde, sub îndrumare atentă a meșterului pielar, au putut confecționa mărțișoare din piele, brelocuri, dar și felicitări pentru a le oferi mămicilor de 8 martie. M-am gândit să fac un mărțișor, nu știu, de vară, cu flori. Cu... O lalea? Da, și am încercat să fac ca un fel să fie noaptea cu stele. Ce te-ai gândit tu astăzi să faci aici? Niște mărțișoare pe care după să, nu știu, să le pun acolo la expoziție, zic eu. Și totodată vrei să faci și de 8 martie ceva pentru mama ta? Da, aș vrea să fac o felicitare în care să i-o dau. Mărțișoare și 2 felicitări. Felicitările sunt pentru 8 martie? Da. Și înțeleg că după ce faceți aici să le puneți la o expoziție, nu? Da, așa e. Ce te-ai gândit tu să faci aici pe mărțișor? Ce anume? Ați pus-o pe o ruză? M-am gândit să exprim pe acest mărțișor primăvara și culorile florilor. Mai mult aș vrea să fac o căpșună. Două. Și totodată poate vrei să faci pentru 8 martie? Da. Pentru mama mea. Raftul Meșterilor Pielari din Comuna Șișești a organizat un atelier de primăvară prin care vrea ca tineretul să cunoască tradițiile poporului român și să le ducă mai departe peste ani. În cadrul bibliotecii, Raftul Meșterilor Pielari de la Șișești organizează un atelier de primăvară. Mărțișorul a trecut, dar asta nu înseamnă că ne-am uitat tradițiile, chiar dacă în ultimul timp nu ne-am mai strâns pentru astfel de activități. Încercăm să le readucem copiilor aminte de tradițiile noastre și astăzi creăm mărțișoare, felicitări, tot ce ține de primăvară. Cum au primit copiii această activitate? Copiii au fost foarte încântați pentru că în contextul pandemic n-au prea ieșit la ateliere, nu s-au putut face ateliere și pentru ei după 2 ani de zile de pauză chiar a fost ceva wow. Pandemia a afectat activitățile extrașcolare în ultimii 2 ani, iar atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, aceste ateliere de creație sunt un prilej de relaxare și socializare. Copiii sunt foarte încântați să lucreze mărțișoare, asta le sporește creativitatea și nu este prima activitate de acest gen. Noi desfășurăm de 7 ani acest proiect. Am colaborat și cu Cora, am colaborat și cu muzeul, bine, sunt partenerii noștri și acum. De data asta am ales să desfășurăm activitatea aici la bibliotecă pentru că am fost
sau ni s-a propus, mai bine spus, de către raftul meșterilor pielari să facem niște mărțișoare din piele. De asemenea, pe lângă aceste ateliere de creație, copiii sunt foarte încântați de faptul că vin la bibliotecă și astfel le crește interesul pentru lectură. Cadrele didactice s-au gândit să organizeze și alte ateliere care să le stimuleze copiilor imaginația, creativitatea și plăcerea pentru citit.